În cadrul conferinței organizației PSD Vânjă Mare au avut loc alegeri. Primarul în funcție, Alexandru Mijaiche, fiind desemnat președinte prin votul delegaților. La eveniment au fost prezente autoritățile locale și cele județene. Președinta organizației PSD Vânjă Mare, vi-l propun pe primarul dumneavoastră și al meu, că am buletin de Vânjă Mare și voi rămâne cu buletin de Vânjă Mare. Mijaiche Alexandru. Cine este pentru? Abține PSD Vânjă Mare. Are toată susținerea mea. O mare încredere că va forma o echipă unită, mare și puternică. Felicitări! În cadrul conferinței organizației PSD Vânjă Mare, Alexandru Mijaiche a fost confirmat în funcția de președinte, iar în cadrul discuțiilor care s-au purtat, a fost sesizată o mobilizare bună pentru anul electoral 2024. PSD-ul a rămas și rămâne un partid care nu numai promite, ceea ce promite, realizează. Vă mulțumesc, domnule președinte, ca de fiecare dată ne bucură prezența dumneavoastră și a domnului senator și a celorlalți colegi în mijlocul nostru și vreau să vă spun că, așa cum am fost, vreau să rămânem o organizație puternică. Aveți încredere că, din punctul meu de vedere, este una din organizațiile cele mai unite și cred că nu vom dezamăgi, nu cred, sigur nu vă vom dezamăgi nici la alegerile următoare, așa cum nu am făcut-o nici la alegerile trecute, și o să ne bucurăm de rezultate bune cu toții. În cadrul dezbaterilor care au avut loc cu această ocazie, s-a vorbit despre performanțele administrative din ultimii ani la care Partidul Social Democrat a contribuit din plin. Președintele PSD Mehedin, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment, iar de-a lungul ultimilor ani a sprijinit investițiile din Vânjă Mare împreună cu colegii din cadrul Partidului Social Democrat și o vor face în continuare, în primul rând pentru ca oamenii de aici să aibă un trai cu demnitate. Am încercat să construiesc pentru Vânjă, fie că de când am ajuns eu la Consiliul Județean, vicepreședinte, apoi președinte, și cu Nicu Rugină și apoi cu Sandra. Pentru că proiectele pentru Vânjă trebuie să le ducem, să le facem, să le ducem mai departe în echipă. Am obținut niște rezultate politice extraordinare la alegerile locale din 2014 încoace și mai ales în lupta asta crâncenă cu PNL-ul din 2020, ca urmare a activității administrative pe care am avut-o acolo unde oamenii mi-au dat votul în 2016 și mi-au trimis. Și mă bucur că astăzi în Vânjă vedem cum se construiește acest spital modern, cum nu va fi prea mult în țară. La fel va fi și Răstăraia, la fel va fi și Spitalul Județean, unde implementăm proiecte de peste 200 de milioane de lei. Secretarul executiv PSD Mehedin Liviu Mazilu a subliniat faptul că o majoritate înseamnă putere și înseamnă un viitor mai bun pentru locuitorii județului Mehedinți. Astăzi, întreaga echipa PSD-ului și cei care astăzi sunt doar cu sufletul lângă noi și nu sunt aici în sală. Pentru că dumneavoastră sunteți aceia care, prin exemplu propriu, prin demnitatea cu care v-ați ridicat, prin performanțe, nu știu, profesionale, dar în primul rând umane, ați fost aceia care ați avut credibilitate când ați transmis un mesaj din partea conducerii județene, din partea conducerii locale, a colegilor noștri de aici, până la urmă, un mesaj al partidului. Vă felicit pentru ceea ce sunteți, că sunteți atât de mulți, atât de apropiați, vă felicit pentru ceea ce ați obținut, vă felicit pentru cei care vă vor reprezenta în continuare, în plan local și în plan județean și nu pot altceva decât să urez succes noi în conducere, succes dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este și succesul nostru, vă îmbrățișez pe toți
să ne vedem cu bine victorioși ca întotdeauna. La conferința de alegere, alături de președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu, au participat senatorul Liviu Mazilu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionica Negru, președintele TSD Mehedin Alexandru Cojocaru și consilieri județeni PSD. Președintele TSD Mehedin Alexandru Cojocaru a subliniat faptul că dorește să realizeze în Vânjumare o organizație foarte puternică a tinerilor social-democrați, iar prin crearea tuturor condițiilor în județul Mehedinți, aceștia să se întoarcă în orașele natale. Eu ca și tânăr îmi doresc ca în perioada următoare prietenii mei, rudele mele, cunoștințele mele încet încet să se întoarcă acasă lângă noi în județul Mehedinți, atât din străinătate cât și din orașele mari, lucru care nu se putea fără să avem o infrastructură rutieră decentă, fără să avem apă, canalizare, iar aceste investiții vor contribui cu siguranță la acest deziderat, repet, care cu noi credem ca tinerii să se întoarcă în județul Mehedinți, ca tinerii să se întoarcă în Vânjumare. Și ceea ce îmi doresc de la dumneavoastră este că aici, în organizația PSD Mehedinți, domnule primar, domnule președinte, sper să mă sprijiniți în această inițiativa noastră, să facem o organizație de tineret foarte puternică. Astfel, guvernul PSD a alocat fonduri pentru reabilitarea străzilor din oraș, cel mai amplu proiect de infrastructură implementat vreodată. Totodată s-a investit în unități de învățământ preșcolar și s-a modernizat târgul din oraș. Obiectivele de investiții sunt de o importanță majoră în Vânjumare, iar președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu le-a susținut cu toate demersurile necesare, întrucât de ele beneficiază toți locuitorii din zona de sud a județului, nu doar cei din oraș. La capitolul sănătate, proiectul de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a secției externe a Spitalului Județean de Urgență, ce funcționează la Vânjumare, se implementează cu fonduri de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Mehedin.